cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Bine ne-am regăsit la cafeaua de dimineață. Este joi, a apărut și mesagerul de neamț. Din păcate, m-am așezat foarte repede la masă și n-am reușit să iau un ziar alături ca să vi-l pot. Nu-i nevoie că mă descurc. Dacă ne ajută Bogdan, o să vă arăt și ziarul așa foarte rapid în timp ce vorbesc, dar până atunci să spun că în emisiune este, așa cum am anunțat primarul Andrei Carabelea, o să discutăm câteva subiecte și așteptăm și întrebări și sugestii. Bună dimineața! Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitația la cafea. Dacă toți suntem la cafea, să citim un pic și ziarul. Mesagerul numărul 592 începe cu o atenționare. Păzea vine o nouă ediție a Festivalului de Teatru Gianina Cărbunariu de la Piatra Neamț. Noi, în cinstea directoarei Teatrului Tineretului, am numit Festivalul Gianina Cărbunariu, întrucât ea și-a pus amprenta deosebită asupra acestui festival. Este mai mare amprenta domniei sale decât moștenirea Teatrului Tineretului, vorbesc de moștenirea culturală. Avem și un material numit Țeapa de la Lescani, cum și-au bătut Arsene și compania joc de peste 2,5 milioane de euro. Și merită să citiți acest articol, oameni buni, pentru că veți vedea cum funcționează morișca asta a dezinformării, nu numai față de noi, cei din afara sistemului, ci și față de proprii consilieri, adică consilierii PSD în cazul ăsta. Arsene, întrebat, Bogdan, o să trebuiască să derulez un pic, da? Arsene, întrebat dacă acești bani vor fi recuperați, spune foarte clar, da, îi vom recupera din fonduri europene. Acum avem niște containere la Iași, pe care nu mai suntem nici măcar, să spunem așa, proprietari. Este ISU Neamț, acum administrator, și 2,5 milioane de euro s-au dus pe apa sâmbetei, au fost recuperați niște bani între timp, dar suma a rămas. Da, în altă ordine de idei, avem și un material în pagina 5, energie, cu ochelari desprins pe mișcările ministrului Burduja. În paginile 8-9, Festivalul Haiducilor de la Grințieș și alte titluri, 23 august 1944, ziua în care ne-am schimbat destinul. Din mai multe puncte de vedere. Domnul primar, nu pot să nu încep emisiunea de astăzi cu un ochi aruncat spre vecinii de la Botoșani. Ați văzut cazul cu fata de la Botoșani? Cu femeia de la Botoșani? Cine nu l-a văzut? Ei, multă lume a uitat că județul Neamț a fost deschizător de drumuri în cazuri de genul acesta. Mesagerul a făcut o campanie de 2-3 ani pentru menținerea trează a atenției cu cazul Gianina Sechel. O fată ajunsă la maternitate, căsătorită de puțin timp, copil, naște copilul, nașterea decurge foarte bine, este pusă într-un salon, îi crește pulsul la 212 bătăi pe minut, bănuiesc că nu mă pricep eu foarte bine, și este lăsată acolo. Un cardiolog chemat spune, nu pot, sunt cu treabă, și îi dă o rețetă prin telefon, o asistentă îi se face milă și are grijă, doctorul curant, ginecologul, sau cum se cheamă el, a cam dat din numeri, că el și-a făcut treaba, a scos copilul sănătos și cu asta basta. Și femeia moare. La Botoșani, președintele Consiliului Județean demite managerul. La Piatra Neamț nu se pune problema. Doctorii sunt cercetați. La Piatra Neamț lucrurile au fost moșmondite și aranjate în așa fel și aici devină toți cei care au cercetat, cei care au analizat, colegiul medicilor, nici nu mai spun, de nota 5 minus sub 0 și acum femeia
nu mai este. S-a mușamalizat totul. La Botoșani au ieșit oameni în stradă zilnic, la Piatra Neamț nu, pentru că la noi, dați-mi voie să vă spun, sistemul de gașcă mafiotă funcționează foarte tare. Gașcă mafiotă. Să nu uităm că atunci prefect era doamna actual secretar general al județului, parcă doamna Dana Soroceanu. Și nu mai discutăm acum despre implicare. Nu poți să te implici într-o anchetă, este adevărat. N-ai cum să te implici într-o anchetă. Dar poți să pui lumea la treabă. Da, și acum să ne întoarcem la lucrurile noastre. Știu că am intrat într-o notă pesimistă în emisiune, dar nu ăsta era motivul. Din păcate, pesimismul este atunci când ne dăm seama că mergem din rău în mai rău, că nu se respectă proceduri, că se mușamalizează astfel de situații. Până la urmă, iată, e un caz în care cei vinovați presupunem că sunt trași la răspundere, pentru că există deja premise în această direcție. Dar asemenea tragedii n-au cum să nu te afecteze și să nu... Completează cineva acum. La noi n-a ieșit lumea în stradă nici după incendiu de la ATI. Au ieșit câțiva oameni. Au ieșit câțiva oameni. Câțiva oameni, atâta tot. Pentru că nimeni nu mai are speranță în județul ăsta că ne vom face bine. Pentru că, din păcate, de cele mai multe ori, reacțiile în social media sunt pe rețelele de socializare și în special Facebook, sunt induse tocmai de anumite grupuri, grupulețe și partizani care influențează opinia publică așa cum, după bunul plac. Exact. Asta este problema. Un singur lucru. S-au publicat mesajele date la Botoșani. Avem și noi mesajele date publicate. Le-am scris, sunt în ziar. Da. Păi citesc doar unul. Puiu, să mai mi-aduci 1 milion, să-i dăm 4 la doctor. Că dacă nu era el, astea la alte doctorițe vreau să mă bage în cezariană. Că era fata prea mare. Și dacă nu era el, că el nu era în gardă în poliklinică și a venit dimineața. Deci, mesaj. Femeia asta nu minte. Nu mințea. Sigur, la vremea aceea. De ce, mai ales într-o discuție cu soțul ei despre cu care... Soțul. Da. Deci, cum să vă spun, este incredibil. Nimic nu s-a întâmplat. Nimic nu s-a întâmplat. Asta este județul Neamț. Bun. Noutăți. Haideți ca să-mi revin și eu un pic după introducerea asta. Noutăți la primărie? În fiecare zi sunt... Dați-mi o noutate de bine. Noutăți în ceea ce privește șantierele din oraș. Suntem pe drumul cel bun cu lucrările la școli, acolo unde avem. Avem și noutăți mai puțin plăcute. Ieri am participat la un consiliu de administrație ca invitat la școala numărul 2, unde, după incidentul petrecut în aprilie, vă aduceți aminte cu acel tavan. Evident, acel corp de clădire este închis, nu e funcțional și trebuie reorganizată cumva activitatea școlară educațională. Nu avem o soluție de spații cu care să compensăm cele 8 săli de clasă, dar o variantă ar putea fi tocmai acele containere despre care vorbeați de la Lețcani. Le voi solicita expres Consiliului Județean. Pentru că containere de la Lețcani? Păi dacă tot nu sunt folosite acolo și măcar să reușim să rezolvăm o problemă locală. Mai ales că urmează și alte școli să intre în reabilitare. În primăvara anului următor, cel puțin 3 școli vor intra în lucrări complexe de modernizare, motiv pentru care o astfel de soluție ne-ar ajuta foarte mult. Bun, dar nu știu dacă acest gen de containere se pretează pentru așa ceva, având în vedere că la Lescan s-a cam făcut frigul în ele. Soluții cred că se pot găsi. Până la urmă, ideea este de spațiu. Dotările și echipamentele medicale ne sunt necesare. Pur și este necesar efectiv. Înțeleg că acele containere sunt deschise și sunt... grupate câte două, în așa fel încât să iasă un compartiment funcțional. Și înțeleg că s-ar pleta așa ceva și pentru a amenaja o sală de clasă.
Bineînțeles, trebuie utilități, trebuie rezolvate și alte probleme, dar mai întâi să vedem dacă există deschidere din partea Consiliului Județean să susțină o astfel de soluție. Mai ales că e păcat să se irosească acele containere care de atâția ani stau și sunt nefolosite. Am înțeles. Bun, e o idee, nu trebuie să o rumeg un pic până atunci. Și la, deci la școala 2 problemele vor fi, deci nu există spațiu pentru 8 clase? Pentru 8 săli de clasă, motiv pentru care soluția e una de organizare alternativă pe program de dimineață și după amiază pentru un număr de clase de a 5-a, 6-a și a 7-a. Am înțeles. Da, da. Da, sunt în general situații cu care ne-am mai confruntat, pentru că jumătate din instituțiile, din corpurile de clădire de pe raza, aferente unităților școlare de pe raza municipiului Piatra Neamț, sunt în proiecte majore de investiții. Cu cea mai mare parte suntem pe ultima sută de metri, în așa fel încât la începutul anului școlar să le putem da în funcțiune, dar aici vom face o conferință de presă specială pentru, pe acest subiect. Ok, niciun fel de problemă. Bun, ce se întâmplă la podul ăsta de aici, de la spital, că nu mai știm? Vineri sau sâmbătă ajung grinzile și la începutul săptămânii viitoare vor fi montate. Urmează câteva zile în care se va realiza partea de armătură. Se toarnă placa de suprabetonare și apoi asfaltul. La jumătatea lunii septembrie ar trebui să fie dată în funcțiune. Aici mai suntem și la, mai depinde și de condițiile de vreme, dar eu zic că până acum chiar a fost o vară care ne-a priit din punct de vedere al lucrărilor. Vremea nu ne-a pus prea multe bețe în roate. Moldocorul, am fost dimineață la fața locului, îmi spuneau muncitorii de acolo, mă rog, maestrii, că vor face legătura cu partea care este peste Cuiești și că deja se gândesc să înceapă în partea cealaltă. Se pregătește mobilizarea pentru celălalt segment, celălalt tronson. Ce mai urmează este să facă proba, testul de presiune pentru tronsonul realizat. Adică, practic, această aproape jumătate din noua rețea va fi testată și vom demara procedurile de predare către APASER. Se poate preda pe zona asta numai? Acesta este... uitați-vă. Presupun că mergeți prin oraș și vedeți și dumneavoastră cum arată intersecția cu Lămâiței, din Traian, în dreptul intersecției cu strada Lămâiței, pe Traian, sunt oaze de apă, mici ochiuri de apă care provin din rețeaua în exploatare astăzi. Și lângă ea este multe avarii. Sunt foarte multe avarii pe rețeaua veche, motiv pentru care este mult mai eficient să, din partea APASER-ului, să facă o cuplare pe noua rețea de aducțiune, în așa fel încât să renunțăm la a remedia avariile pe vechea rețea și să o dăm în funcțiune pe cea nouă. Da. Asta ne va permite și să asigurăm gradul de compactare necesar, pentru că faptul că apa băltește acolo nu permite să se compacteze pământul atât de bine pentru a asigura gradul de compactare care este necesar înainte de asfaltare. Încep și lucrurile la asfaltare în zona... Imediat, mai întâi vom turna o placă de beton deasupra noului șanț, pentru a întări... Numai deasupra șanțului sau va fi un pic mai lat? Un pic mai lat, pentru a exista un fel de T care să asigure... protecția țării. Exact, că nu se va tasa pământul mai mult. Da. Domnul primar, am și eu niște întrebări uitându-mă pe ședința de consiliu, pe proiectele de la ședința de consiliu. Am văzut... Eu am zis că nu-i posibil. Până la urmă cineva
cineva m-a lămurit că este posibil așa ceva, dar eu tot rămân cu o întrebare. Am văzut că primăria se pregătește să treacă în cartea funciară, cum se cheamă, o bucată de teren de 218 metri pe strada Ștefan cel Mare fără număr. Întrucât pe strada Ștefan cel Mare trec fără număr săptămânal, adică așa, am zis unde or fi cei 218 metri. Întrucât pe proiect nu era specificat vreun vecin sau ceva, am sunat... E o schiță care... Nu este schița pusă în documentația pusă public. În circuitul public. Pentru că atunci nu mai eram curios. Dacă și... știam, da. Eventual, dacă vreți, caut o imagine și vă trimit. Nu, am eu. Am ați găsit-o. Am cerut-o. Bine. Și am întrebat pe cel care iniția contractul, proiectul, domnul Ierimia. Domnul Ierimia mi-a trimis, normal, asta, și am văzut cu stupoare că bucata de 218 metri este fix în fața primăriei. Da. Și am întrebat și eu așa, doamne, poate nu înțeleg eu. Am verificat să vedem și dacă la cadastru este așa. Și e cu negru, deci e clar că nu era. Și am zis, băi, cum Dumnezeu, acolo s-a făcut un proiect european. Acolo au fost proiectanți, arhitecți, ce ori mai fi fost ei pe acolo, personalul tehnic al primăriei. Cum Dumnezeu să rămână 218 metri din platoul ăla acolo, negri? Adică să nu fie... Da, din câte știu eu, acea suprafață este chiar perimetrul aferent liftului de la Curtea Domnului. Da, dar înainte era un drum de acces. Da, exact. O cale de acces spre fosta, ce era acolo, nu mai țin minte, era... O instituție. Așa, și spre liceul Petru Dan. Nu-mi amintesc acum. Ei, nu, acolo au fost mai multe, știu mai eu multe ce au fost, dar nu mai intru în amănunte acum. Acolo s-au făcut și televizare, adică nu numai așa. Da, deci e interesantă istoria. Cum au rămas acolo? Explicați-mi și mie de ce acum, pentru că bănuiesc că situația asta trebuia rezolvată știți, dinainte. Sunt multe astfel de situații, nu neapărat zone pe care să se fie implementat în trecut lucrări, însă este posibil și știm că mai avem încă multe astfel de bucăți de inventariat. Noi suntem în plin proces de a remedia astfel de situații, domnul tocmai primar, pentru a inventaria tot ce... Domnul primar, eu înțeleg. Ați găsit o situație cum ați găsit-o. Dom'le, dar pentru un om care, dacă se duce să facă un proiect european de doi bani, nu curtea domnească, da? Și spune, dom'le, ai o problemă cu terenul. Ce, știi? Nu poți. Da. Ai o problemă cu terenul. Bun, trecem peste asta. Să spunem că terenul era jos și acum au apărut platforma. Dar când l-ai preluat lucrarea, ai preluat-o, da? Cum ai gaura aia acolo? Nu a văzut niciun specialist din instituție? Păi acum a văzut, odată ce se remediază problema. Acum aceste etape cu măsurătorile aferente, realizarea documentației cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară și inventarierea în domeniul public, sunt proceduri care durează câteva luni. Câteva luni. Câteva luni s-au făcut? Câteva luni, domnul primar. Câteva luni, nu câțiva ani, așa dacă e, nu 10. Da. Că da, proiectul dacă mă întrebați pe mine de ce s-a întâmplat în trecut, eu pot să vă spun, domnule, ori au avut atât de multă treabă și ori au fost alte obiective, alte scopuri și sau neglijența aferentă. Eu zic că e neglijență. Cel mai probabil eu zic că e neglijență. Eu zic că e neglijență, da. Bine. Acum încercăm să remediem aceste lucruri pentru că doar știți prea bine că există două tipuri de abordări românești. Unii care se chinuie să ascundă praful sub praș, sub praful sub preș. Și
sau mai este o vorbă românească, un nebun aruncă o piatră în apă și aș deștept să chinuie să o scoată. Asta este situația. Bun, acum, dacă aș vrea să mă distrez, m-aș duce, aș delimita locul ăla, exact, și aș vedea acolo câte căsuțe s-au amplasat. Nu s-au amplasat acolo, este zona cu liftul. E zona cu liftul, da, dar nu, da, mai da. Este și în fața ei, nu mai e zona cu liftul. Da, dar mă rog, nu mai intrăm în amănunte. Întrebare, v-ați gândit, având în vedere situația care există în sănătatea nemțeană, să aveți în plan pentru viitor un spital orășenesc modern? Știți prea bine. Când am început mandatul, a fost acel tragic, cumplit incident de la secția ATI. După nici câteva zile, căutam împreună cu colegii terenuri pentru a realiza o investiție, un spital municipal. Am luat legătura cu secretar de stat, cu ministrul sănătății, cu specialiști în sănătate, ca să înțelegem ce implică un asemenea proiect, cam la ce costuri se ridică, cam ce caracteristici tehnice trebuie să aibă terenul, ce utilități, tot ce era necesar acolo. Și în două luni aveam deja o notă conceptuală și o temă de proiectare pentru spitalul municipal și teren oferit ca promisiune de donație din partea unei mari companii din Piatra Neamț. Nici nu a trecut o săptămână de la hotărârea de Consiliul Local cu tema de proiectare, cu acordul de principiu pentru a primi ca donație respectivul teren, că a apărut un proiect de hotărâre la Consiliul Județean cu un alt teren donat de o comună din zona orașului către Spitalul Județean pentru Spitalul Județean. Și ușor, ușor am realizat că în momentul în care două astfel de proiecte intră în conflict, nu se realizează niciunul. Bun, am anunțat Consiliul Județean, vă sprijinim în demersul de Spital Județean, aveți tot suportul nostru, implicați-ne, vă sprijinim, renunțăm la proiectul de spital municipal pentru că avem încredere că veți duce la bun sfârșit proiectul de spital județean. Domnul Bălănescu, cunoașteți bine că numărul de paturi de spital sunt reglementate prin ordin de ministru la Ministerul Sănătății și nu poate fi, și sunt niște norme și niște proceduri foarte stricte acolo, aferente județului Neamț sunt un număr de paturi de spital și nu putem avea mai multe. Motiv pentru care a venit pe lângă Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț, Spitalul Municipal din Roman, Spitalul din Bicaz, de fapt era închis Spitalul din Bicaz atunci, Spitalul de la Bisericani, să mai vii cu un proiect nou de Spital Județean și cu încă unul de Spital Municipal, era clar că erau proiecte sortite eșecului și urma un război lung, mediatic, în care fiecare dădea vina unul pe celălalt, că din cauza mea n-am făcut Spital Județean, ba din cauza ta nu s-a făcut spital municipal și așa mai departe. Am considerat că cedând pentru un proiect mai valoros, cu impact mai puternic la nivel județean, este o soluție eficientă, inteligentă și de bun augur pentru județul Neamț. Mai ales că discutam din start de o premisă de colaborare și de sprijin în vederea implementării proiectului mai mare. Știți bine care este situația cu Spitalul Județean astăzi. Întrebare. Drumul de la terasa gospodinelor, în ce stadiu se află, domnul primar? Este adică, impropriu de la terasa gospodinelor. Drumul este împărțit pe două segmente, trei segmente, trei faze de lucru. S-au realizat tronsonul superior, cel de la limita zonei de protecție, dinspre telegondolă, o porțiune de un kilometru și ceva, care vine porțiune de macadam,
S-au realizat toate zidurile de sprijin și rigolele și acolo a fost foarte mult de lucru pentru că e vorba de cantități foarte mari de beton care au fost folosite pentru realizarea acelor ziduri de sprijin conform proiectului. Urmează ca până la finalul acestui an să se finalizeze tronsonul până la bariera de la platoul Casa cu Flori și gospodine, urmând ca până în aprilie anul viitor să avem proiectul finalizat. Eu nu zic că nu se poate mai repede, dar acestea sunt termenele din contractul de execuție. Am înțeles. Întrebare. Puntea de la Strand în ce stadiu se află? Puntea de la Strand a fost curățată partea de structură metalică aferente căii de rulare. Au fost comandate toroanele. Urmează să fie sudat contrafortuirile, pentru că se va renunța la soluția pe cabluri pentru contravântuire, pardon. Se va monta tabla striată, în loc de dulap din lemn vom avea tablă striată. Se înlocuiește total balustrada și marginile de protecție. Se demontează jumătate dintre montanți. Montanții noi sunt realizați și urmează să fie instalați. Se va demonta jumătate dintre montanții existenți astăzi. Se pun noile toroane. Astea sunt lucrări care urmează. Se pun noile toroane. Se fixează pe noile toroane jumătate dintre montanți și apoi se dau jos vechile toroane, se instalează montanții, se realizează finisajele și dăm puntea în funcțiune undeva în probabil ultima decadă a lunii septembrie. Două întrebări, același subiect. Fuziunea Publiserv Salubritas. Dacă puteți să oferiți mai multe amănunte, știu că am mai discutat subiectul, dacă sunt întrebat. Vom da un mandat agamanilor din cele două societăți în vederea luării acestei decizii în AGA. S-au demarat deja rapoartele și analizele, auditul financiar necesar acestei proceduri de fuziune. Suntem prin proces. Nu avem foarte multe detalii suplimentare aceste, față de săptămâna trecută. Aceste rapoarte privind societățile, că fiecare, poate n-ar fi rău să le vadă și lumea cumva. N-am nicio problemă, cel puțin ca să știm și noi cum stăm la nivelul... Le vom comunica public, sigur că da. Pentru că oamenii ar trebui să știe, domne, ce s-a întâmplat acolo, ce s-a întâmplat acolo, este adevărat că se spune asta, nu este adevărat că... Aud și eu multe și se spun multe. Observ că e o atitudine generalizată din partea multora, care cred că le știu pe toate. Și culmea e că și cei care le știu pe toate se ceartă între ei, ba eu am dreptate. Culmea că nimeni nu are dreptate, adevărul întotdeauna iese la iveală, analizele acestea vor spune adevărul până la urmă și speculațiile intenționate cu iz politic, pentru că cred că observați și dumneavoastră că e un an, urmează un an complicat, deja încep ca grupurile și formațiunile politice să facă joc de glezne și să-și pregătească tot felul de strategii. Și cel mai simplu este să ataci, evident, aruncând praf în ochi și mințind cu nerușinare. Adevărul va ieși la iveală, noi vom comunica, nu avem absolut nimic de ascuns și îi rugăm pe cei vizați de aceste minciuni să lase, să discearnă și să aștepte comunicările oficiale. Bun. Sunteți întrebat dacă, după ce se termină fuziunea asta, pe zona Perla, mă rog, Telegondolă, nu există vreun proiect de hotel sus, pe deal.
Cineva spune, proiectul, zice, ar putea fi, dar e foarte scump acolo, nu se poate. Deocamdată e ca cu spitalul nou, știți? Primărie, doar nu se așteaptă cineva să mai facă primăria vreun hotel sau, eu știu, vreun restaurant sau, eu cred că vremurile alea când primăria avea astfel de ambiții sunt de mult depășite. Din punctul meu de vedere, asemenea investiții trebuie să fie administrate de privați. Acum, într-adevăr, acel teren este și acele imobile sunt proprietate publică a primăriei și, bineînțeles, după ce se finalizează evaluarea bunurilor pe care le deține societatea Perla Invest, vor reveni integral primăriei și vom putea merge mai departe, mai ales că, nu vă ascund, sunt ani de zile de când avem corespondențe cu Agenția Națională pentru Arii Protejate, pentru Arii Naturale Protejate. De la începutul primăverii și până astăzi am avut și mai multe discuții, fie la București, fie la Piatra Neamț, cu președintele ANAMP. La începutul lunii iunie a venit la Piatra Neamț, la rugămintea mea, să vadă ce este acolo și să înțeleagă că nu suntem orientați spre a mai face vreun rău sub nicio formă, dimpotrivă, vrem să punem lucrurile în ordine, dar nu avem cum să aducem la stare inițială demorând acele clădiri, pentru că nu am face decât să acutizăm și mai mult răul deja făcut. Am solicitat un aviz pentru o serie de reparații capitale și îmbunătățiri și pentru o serie de investiții cuprinse într-un traseu tematic, într-un proiect foarte frumos. Săptămâna trecută am reînnoit această solicitare. În urma unor discuții telefonice ne-am și întâlnit la Slănic Moldova cu președintele ANAMP și cu ministrul mediului, domnul Mircea Fechet, și avem un angajament de colaborare și de sprijin în sensul implementării acestor proiecte. Sunt niște pași de făcut, este nevoie de un nou plan de management, este nevoie de o serie de măsuri pe care să le luăm împreună. Suntem deschiși către extinderea zonei de protecție, pentru că eu consider că acest lucru ne avantajează și stabilim niște reguli clare pentru ce este de făcut acolo sus. Ideea în felul următor. Imediat ce vom avea acest aviz favorabil, vom putea să îndreptăm puțin lucrurile și de ce nu fac acest anunț public astăzi. Intenția mea este să scoatem la licitație acele niveluri de la clădirea de sosire a telegondolei de sus de pe Cozla pentru a amenaja acolo, nu știu, o serie de investiții. Și am înțeles. Un domn ne spune că i-am sărit întrebarea. Întrebarea domniei sale sună cam așa. Este o întrebare, nu pot eu să o categorisesc aici, dar spune cam așa. Numai un pic. Ne spune și nouă domnul primar care este situația terenului de la reconstrucția. Terenul de la reconstrucția nu este, este un teren privat, da? Mă rog, ci că aveți atâta loc acolo pentru un spital cu heliport. Nu poți să faci un spital pe un teren privat dacă privatul respectiv... Nici nu se poate lângă... Că am căutat toate variantele posibile acum 3 ani. Nu se poate la o distanță mai mică de, nu știu exact, câte sute de metri de calea ferată. Acolo este chiar lângă calea ferată, este exclus să se poată face spital acolo. Da, asta e. Eu, cum să vă spun... Și dacă ar fi fost teren al primăriei, în sensul ăsta... Da, am înțeles. Dar este un teren privat, discuția este, este degeaba, este absolut stupid să discuți despre așa ceva, doar dacă vă gândiți să naționalizați zona aia, nu sună asesorii... Am uitat cum se cheamă. Da, am înțeles, nu e naționalizare sub nicio formă. Nu e naționalizare, da. Nu mai contează, n-are nicio importanță. Oricum ne trebuie două treimi. Până oricum putem face asta, sperăm să ajungem să avem și două treimi și atunci nu o să uităm termenul, cu siguranță. Bun. Dar acum e chiar un termen aproape imposibil și iluzoriu. Da, întrebare, se revine la școli. Ați spus de școli, veți face conferință de presă. Totuși, măcar spuneți-ne școlile care se deschid la 15 dintre cele care se lucrează, adică unitățile.
va fi grădinița cu program prelungit numărul 2, dar sincer, putem să mai așteptăm două zile, dau informație completă, acum solicitat... Eu sunt obligat să vă întreb, vedeți? Bineînțeles, luni vom face această conferință de presă, vom da termenele și stadiile pentru fiecare proiect în parte și voi avea și o surpriză pentru dumneavoastră și pentru toți cei și pentru toți pietrenii, în special pentru cei interesați de această temă, respectiv elevi, părinți, profesori și așa mai departe. Da, se spune, domnule primar, domnul, cred că Mihai Rusu, în această emisiune cu domnul Luni în urmă ați garantat că până pe 1 septembrie podul de la spital va fi gata. N-am făcut niciodată astfel de garanții, nu-mi stă în fire să ofer garanții fără susținere. Am zis până la începerea anului școlar. Așa. De asemenea, s-a spus de 3 grădini publice care vor fi gata. Ați menționat public numele firmei, numele firmei constructoare și că nu sunt serioși, că nu lucrează. Așa, că nu-i recomandați. Mă rog, asta era un... Deci, problema este dacă grădinile publice acelea s-au terminat sau nu. Grădinile publice trebuiau să fie terminate, cred că de vreo 15 luni, dacă stau eu și rețin bine. Au fost prelungiri succesive. Motive, argumente de tot felul. În condiții de pandemie, de război, de criză, de materii, furnizare materii prime, tot felul de scumpiri și acces pe piața materialelor de construcții, am acceptat prelungire după prelungire. Constructorului am spus ferm că în primăvara acestui an cele trei proiecte trebuie finalizate, altfel este răspunzător pentru orice întârziere și va suporta penalități. Ultima prelungire a fost dată, nu mai țin minte exact când, cu termen 30.06.2023. Moment după care nu s-a mai făcut nicio prelungire și toate acele lucrări se fac cu penalități. Zilele trecute mi-am transmis o nouă informare constructorului să nu ajungă în situația în care lucrările respective ies din calendarul contractului de finanțare. Pentru că acolo își asumă răspundere integral pentru toate prejudiciile aduse municipiului. Eu cred că lucrurile vor fi bineînțelese și, nu știu, contractul de finanțare este, dacă nu mă înșel, ori până în octombrie, ori până în noiembrie anul acesta și... Constructorul va binevoi să finalizeze toate lucrările necesare. Când va fi semnată recepția la coridorul 3? Eu trebuie să vă spun un lucru legat de aceste grădini. Nu îmi plac deloc. De la proiectare, da, cele trei grădini publice, nu sunt genul de proiecte pe care mi le-aș dori să le văd în Piatra Neamț. Imaginați-vă cum arată o grădină publică care trebuie să fie un spațiu care să te cheme, să fie primitor, să fie cât se poate de deschis. Sunt garduri ca la pușcărie acolo. Dar dacă așa au gândit proiectanții atunci, n-avem cum să modificăm aceste proiecte decât cu situații obiective tehnice. Le finalizăm. Trebuie să urmărim, mai ales că este și un constructor destul de dificil, dar na, le finalizăm în felul acesta. Bun, acum cum să vă spun eu, cu fiecare cu viziunea lui pe grădinile publice. Da. Ideea este că au trecut totuși atâtea luni peste termen și nu chiar nu mai e, nu mai e de glumă și e. Trebuie până la urmă trebuie cum se spune, arătat pisica și la cei care obișnuiesc să nu se țină de cuvânt, să nu-și facă treaba. Da, mai aveam o întrebare, dar uite că m-am gândit la grădinile noastre și așa. Ce noutăți... Ale orașului. Da, ale orașului. Ce noutăți mai aveți cu podul peste Bistrița? Avem... un draft de proiect.
am solicitat proiectantului, știți bine, încă din titlul solicitării, cererii de finanțare pe care am depus-o la Ministerul Dezvoltării anul trecut, vorbim despre un pod nou peste râul Bistrița, alături de podul existent, pe un alt amplasament, adică. Da. Configurația zonei, dată fiind și de rocile descoperite în studiul geo, în studiile geo, și de calea ferată, de proprietățile pe care le avem sau le au alții acolo și de avizele care ar fi necesare și de costurile estimate pentru a asigura utilități, subtraversări și construcție efectivă. Proiectantul a venit și ne-a propus să facem un pod nou în locul podului existent. Și ne-a prezentat fazele de construcție, tipurile de materiale și modul de lucru și de abordare al noii construcții. Construcția efectivă, din momentul primei zile de organizare de șantier până la recepția finală a podului, ar dura 145 de zile, între care primele trei doar partea de pregătire a etapei de demolare. Asta ar însemna că undeva la două luni și jumătate, trei, ar presupune să avem o variantă alternativă pentru asigurarea accesului la Învălent și Bâtca Doamnei. O precizare... Deci acum suntem doar în fază de proiectare, analizăm, nu trebuie să se sperie nimeni. Am înțeles. Nu suntem în punctul în care... Am și primit feedback-ul că s-a înțeles, da. Domnul care a vorbit despre parcuri vă corectează, pe panou scrie că termenul de finalizare nu este 30-a 6-a, este 30-a 8-a. Deci probabil că e 30-a 8-a. Nu știu. E posibil. Da. Așa. Alte lor de poziție. Trebuie spuse și lucruri bune. Strada Mihai Viteazu arată foarte bine și cele două poduri bine lucrate. Altă poziție. Dacă era piedone, munceau ea și noaptea la acele proiecte. Faceți-vă piedone. O secundă. Aici aș vrea, dacă se poate, să am o scurtă intervenție. Solicitarea către constructori de a lucra cu precădere noaptea, eu am făcut-o expres încă din prima zi, din ziua semnării contractului. Însă, lucrul noaptea presupune niște costuri și mai ales o serie de atitudini și situații tensionate determinate de deriverani care încep să facă tot felul de sesizări. Prima lucrare care a avut loc noaptea în municipiul Piatra Neamț a fost chiar în dreptul casei mele, tocmai pentru a trăi pe propria piele ce simte un om când se lucrează noaptea. Dacă eu am avut două nopți în care n-am dormit, dar după totul era schimbat, totul era rezolvat și în rest lucrările nu erau atât de deranjante, nu toți vecinii mei au primit situația cu aceeași deschidere și s-au strâns semnături prin care să se spună stop lucrului noaptea cu echipamente care produc mult zgomot și vibrații. Din punct de vedere tehnic, mai sunt și alte condiții. De exemplu, stratul de uzură, sub nicio formă nu se poate turna noaptea decât în anumite condiții tehnice, să asiguri o luminozitate la o intensitate comparabilă cu cea de pe timpul zilei, pentru că acolo ai de urmărit niște caracteristici. De aceea, eu nu pot impune unui constructor să lucreze noaptea decât dacă acel constructor este cumva subordonat primăriei, mai mult decât un constructor cu care avem o relație contractuală de felul acesta. Publiservul face anumite lucrări noaptea. Salubritasul face, asigură măturatul stradal noaptea. Doar că am auzit și situații
destul de neplăcute. Oamenii, dacă nu văd că se mătură ziua, ei nu cred că se mătură. Și am trăit astfel acum, de... Acum, cum să vă spun, domnul primar? Bine, nu facem treaba doar ca să vadă lumea. Important este că facem noaptea, se fac lucrările de curățenie, de marcaje stradale, acele lucrări care se pot face, noaptea chiar le facem. Domnul primar, am o problemă. Este jenant să vezi, bate vântul pe o stradă, vine omul cu mătura și cu farașul și are și sacul ăla legat în spate, se duce, strânge, îi ia vântul, îi duce mai încolo, se duce și mai strânge. Suntem undeva în epoca de piatră, la nivelul acesta al curățeniei stradale. Pentru că de multe ori, dar nu suntem în epoca de piatră din punct de vedere al curățeniei stradale, pentru că pe anumite zone, ceea ce putem face mecanizat, facem mecanizat. Am susținut o politică de dotări și de completare a echipamentelor de care au nevoie societățile din Consiliul Local, în special dacă ne referim la partea, la componenta de curățenie urbană, cât și la componenta de lucrări, de reparații sau investiții. Avem aspiratoare noi, performante și moderne, și echipamentele acestea trebuie folosite de personal specializat, instruit, care are o relație contractuală. Există persoane care desfășoară activități în folosul public în urma unor decizii și prin dispoziție de primar le aloc societăților care prestează serviciile pe care le pot face acele persoane. Nu poți să-i dai altceva în mână unei persoane care nu este instruită sau nu are pregătirea tehnică necesară. Eu vă spun doar că chestia asta cu mătura și cu farașul pe strada mare, cum ar veni, e un pic... Așa este. E un pic, nu prea e în regulă. Da, haideți întrebări. Mie îmi place că crește numărul de vizitatori. Eu îi pot și vedea cine sunt și mă distrez așa. Întrebare. Bună dimineața! Noutăți privind parcarea publică în zona liceului Cartianu, privighetorii pentru agenții economici din zonă, având în vedere că ANAF, că BCR, că așa, așa și așa mai departe. Am cadastrat toate spațiile care s-ar plăta pentru amenajarea de noi locuri de parcare. Cu prioritate cele din zonele aferente coridoarelor de mobilitate. Am demarat o procedură pentru realizarea acestor investiții care implică documentații urbanistice elaborate, dar până la finalul primăverii anului viitor, cea mai mare parte a acestor parcări vor fi realizate. Cel puțin 450 de locuri de parcare. Bună dimineața! Întrebare pentru domnul primar. A spus că va face întâlniri cu pietrenii. Când se vor face aceste întâlniri? Da. Este o întrebare la care răspunsul mă face și mai dator față de pietreni. În lunile septembrie și octombrie voi recupera partea de întâlniri cu pietrenii. Au fost perioade foarte aglomerate. Îmi cer scuze că n-am reușit să onorez această promisiune de a mă întâlni săptămânal cu pietrenii în toate cartierele orașului. A fost și o vară destul de caniculară, motiv pentru care nu puteam lansa invitații la ora 6 sau 7, când afară temperatura era 31-32 de grade, dar septembrie și octombrie cred că vor fi numai bune pentru astfel de întâlniri și voi ajunge să mă văd cu toți pietrenii care doresc să participe la aceste întâlniri. Este un dezastru noaptea pe aleea tiparului din cauza câinilor de pe Pietricica. Nu este o întrebare, este o constatare. Este o constatare, da. Este o constatare despre care
am discutat și săptămâna trecută. Probabil este chiar aceeași persoană care ne-a transmis această informație. Nu am noutăți față de săptămâna trecută. Am transmis societății Salubritas, care se ocupă de componenta de ecarisaj la nivelul orașului și de adăpostul de câini. Nu am noutăți pe acest subiect, din păcate. Da. Pentru cei care mă trimit spre ziare, să știți că eu citesc ziarele. Și de obicei știu să le citesc. Dacă vreți să întrebați la ziarele respective despre respectivele probleme. Dacă are legătură cu ce fac eu aici, cu mare plăcere. De exemplu, bună dimineața, am văzut un interviu de ieri la un coleg jurnalist în care directorul APASEV a acuzat primarul de declarații politice. Eu recunosc că nu știu și că nu spune adevărul legat de acele probleme cu surpări, cu apele, probabil că e vorba de apa care iasă, ce-ați amintit la... Și prea... care e neadevărul? Am filmat un izvor care se vede acolo. Eu am înțeles că a deranjat foarte mult acel filmuleț, dar am făcut acel film tocmai în ideea de a afla, de a ști toți pietrenii cu ce ne confruntăm și că lucrările și complexitatea lucrărilor pe care le facem astăzi în oraș sunt tocmai pentru a remedia aceste situații, pentru a îmbunătăți serviciile publice, pentru a ne asigura că nu rămânem fără apă. Din păcate, aș vrea să văd, în loc de acuzații din partea domnului director de la APASERV, aș vrea să văd mai multă colaborare. Pentru că n-am făcut declarații politice, eu doar am prezentat realitatea. Și nu am spus sub nicio formă că domnia sa s-ar face cumva vinovat de acele situații. Nimeni, nu am acuzat pe nimeni. Am arătat doar că se pierde foarte multă apă, apă pe care de altfel o și plătesc pietrenii, apă pentru care de altfel societatea, Compania Județeană de Apă a și solicitat majorarea prețului. Nu înțeleg care este neadevărul, care este declarația mincinoasă. Mai mult decât atât, sper ca pe viitoarele lucrări de investiții să avem mai mult suport din partea Companiei Județeană de Apă și Compania Județeană de Apă să-și asume mai multe investiții decât a făcut-o până acum. Eu n-am arătat pisica, n-am arătat vinovății, n-am spus că nu facem, că este de datoria APASELF să facă. Ne-am asumat cea mai importantă lucrare de apă din ultimii 60 de ani. În loc să avem sprijin, sunt acuzat de declarații politice. Haideți să vedem cine umblă cu declarațiile și cine face treabă. O întrebare care să vă placă. Bună dimineața, o întrebare pentru domnul primar. La emisiune ați venit cu bicicleta, pe jos, cu autobuzul sau cu mașina? Am venit cu mașina în această dimineață, dar săptămânal folosesc bicicleta din ce în ce mai mult și asigur aceste condiții pentru toți pietrenii. În curând vom avea primele piste pentru bicicliști care sunt vor avea funcționalitate, care vor uni zone mai largi. Avem noi proiecte în lucru, cel puțin 5 km de piste pentru bicicliști în afara celor două coridoare de mobilitate și gândim o rețea complexă și completă de piste pentru bicicliști, atât în interiorul orașului, cât și pe trasee cicloturistice. Da. Ne oprim cu întrebările aici, pentru că mai sunt doar 2-3 minute. Eu aș vrea să vă întreb ceva, un lucru care mie mi se pare extrem de important. Când, la nivelul primăriei, va exista... A, uite că am primit o întrebare. Consideră domnul primar sincer că soluția tehnică pentru betonul ce va fi turnat peste canalul în care este îngropată țeava Petraian este și cea corectă? Dacă îi se demonstrează că e defectă rău de tot, ce face? Care să fie defect? Betonul nouă? Nu. Ați spus că se va turna, probabil că asta. Ați spus că se va turna niște beton sub formă de teu deasupra... Nu, se va turna deasupra noi rețele. Așa, după și ce vor fi cel care întreabă spune, considerați că este o soluție tehnică corectă,
dacă se demonstrează că e defect rău de tot, ce veți face? Întrebare. Cine demonstrează? Nu știu, probabil că... Eu nu vin cu soluții tehnice, o fac specialiștii. Eu, în urma argumentelor pe care le prezintă inginerii, specialiștii care au oferit această soluție tehnică, am acceptat nevoia de a suplimenta efortul financiar pentru respectiva investiție. Nu sunt eu în măsură să judec o soluție tehnică. Asta o fac specialiștii. Dacă cineva are o idee, o transmite și... Dacă are cineva o contraindicație sau un argument împotriva acestei soluții și poate veni cu o soluție mai bună, suntem mai mult decât deschiși să o primim, numai că trebuie făcută repede pentru că suntem deja, intrăm în câteva săptămâni în faza în care acest beton se va turna. Acum deja se realizează căminele aferente acestei magistrale. Da. Trebuie să ne oprim aici. Știți, dumneavoastră, știu că trebuie să plecați și eu trebuie să închid, că vin niște băieți să ne taie internetul, că se fac nu știu ce modernizări la firma care ne dă internetul și trebuie să le eliberăm, să eliberăm zona. Da. Mulțumesc pentru participarea la emisiune și, eu vă mulțumesc și ne vedem la următoarele emisiuni. Cu siguranță. Doamne ajută. O zi minunată tuturor. Mulțumesc mult pentru această emisiune. Oameni buni, asta a fost emisiunea. Nu o închid înainte de a aminti că lumea citește, se uită, analizează, dar când se întâmplă ceva sub nasul nostru, nu reacționăm. Și mi-aduc aminte de cazul Sechel cu acea doamnă care a murit. La Botoșani ați văzut ce se întâmplă. Poate dacă se luau măsuri după cazul de la Piatra Neamț, la Botoșani nu mai murea încă un om. Cine știe. Ne oprim aici. Numai bine, cele bune, să fim sănătoși cu toții.